România a fost învinsă de Franța miercuri seara în meciul din dublă. Tricolorii au învins aceeași formație marți cu scorul de 4-3 și toate golurile au fost marcate de jucătorii din Târgu Mureș, capitan de echipă fiind Emil Răducu, tot de la CTS Târgu Mureș. Fotbaliștii au purtat în timpul partidelor pe braț banderole negre în semn de solidaritate față de victimele atacurilor teroriste din Bruxelles. Jucătorii au și revenit în țară în această după masă.